Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou experiment. E bine, pentru că știrea este deja oficială, pentru că Adrian Mutu deja a fost prezentat ca noul antrenor al Rapidului. M-am gândit să încercăm un experiment legat de Football Manager, să-l aducem pe Adi Mutu pe banca Rapidului și să vedem ce va reuși acesta, să vedem dacă va schimba vreun pic soarta Rapidului. E bine, deja l-am adus pe Mutu la Rapid. Din păcate, nu avem toate rezultatele din realitate. Îi vom oferi lui Mutu o perioadă mai lungă decât a primit în realitate. În acest moment, el va prelua echipa pe 24 ianuarie. Așadar, dăm un pic timpul înapoi și ne întoarcem pe 24 ianuarie, atunci când Rapidul se afla pe locul 7 după 22 de etape. Așadar, sunt șanse foarte mari ca Rapidul să prindă chiar și play-off-ul. Și pentru acest lucru l-am adus pe Adi Mutu acolo pe bancă, să vedem dacă acesta va reuși să redreseze Rapidulețul, să vedem dacă acesta, dacă ar fi fost pus în ianuarie pe banca Rapidului, ar fi dus Rapidul în play-off. E bine, Rapidul vine după ultimul meci, o înfrângere cu CSU Craiova 0 la 1, așadar Mutu va avea de disputat ultimele 8 etape din sezonul regular și după va avea și play-out-ul sau play-off-ul la dispoziție în funcție de ceea ce va reuși Adi Mutu. Vedem ceea ce va urma. Vedem în acest moment sistemul este 5-3-2, așa a gândit jocul că jucam Mița Iosif și sunt tare curios să văd cum se va schimba lotul nostru, cum se va schimba tactica clubului. E bine, sunt toți jucătorii noi veniți, Acuña este prezent acolo, îl avem și pe Kate în prima echipă. Îl avem și pe Voituș în atac, așadar noi veniți sunt în lot, are un lot destul de bun la dispoziție Adimutu și sunt tare curios să văd dacă acesta va reuși să se impună pe banca Rapidului și va rămâne foarte mult timp la noi. I-am oferit un contract la fel ca în realitate, are un contract până în 2023. Da, până vara lui 2023. Un singur lucru are în plus Adi Mutu, aceste 8 etape din sezonul regular în plus față de realitate. E bine, hai să simulăm următoarele 8 etape, ultimele meciuri din sezonul regular și revenim imediat să vedem dacă Adi Mutu reușește să prindă play-off-ul sau va termina în afara play-off-ului în play-out. Se încheie sezonul regular în Liga 1 și ăsta este clasamentul în acest moment. Din păcate, Adi Mutu nu reușește să prindă în play-off-ul. Termină pe 7 la un punct în spatele celor de la Voluntari. Așadar, nici nu scade foarte mult ritmul, dar nici nu urcă foarte mult Rapidul cu el pe bancă. Hai să vedem sistemul folosit de Adi Mutu, da, 4-3-3. Pare că e sistemul lui favorit și în realitate, așa s-a prezentat și la Craiova și probabil așa se va prezenta Rapidul de acum încolo în acest 4-3-3. Hai să vedem rezultatele obținute de acesta în ultimele etape. Aici a debutat cu UTA Arad pe arena națională și pierde cu 0 la 2. Pierde și la Betiaș 0 la 2. Câștigă însă la Voluntari cu 1 la 0. Face egal cu Sepsi 1 la 1 acasă. Pierde la Cluj cu 0 la 2. Câștigă cu Dinamo 2-0, Crepulia și Voituș marchează, câștigă și la Craiova 1-0 și pierde ultimul meci cu Crinceni. Probabil dacă reușea să se impună aici la ultimul meci cu Crinceni, Rapidul era în play-off, dar nu reușește, pierde acasă cu Grigenul și Rapidulețul merge în play-out, acolo de unde pleacă de pe prima poziție, 21 de puncte în acest moment, 5 puncte peste FCU Craiova, prima echipă care se află pe loc de play-off de retrogradare. E bine, hai să vedem, vom simula imediat și finalul sezonului. Sunt 2, 4, 6, 8, 9 etape în
play-out, Sibulo, bineînțeles, și aceste meciuri, și sunt tare curios să văd dacă Mutu reușește să țină echipa în prima ligă. Se termină campionatul în Liga 1 și vedem CFR Cluj câștigă un nou titlu de campioană. Voluntari termină pe 2, Botoșan pe 3, FCSB pe 4, Craiova pe 5 și FC Argeș pe 6. Să mergem acolo unde ne interesează pe noi, în play-out. Rapidulețul termină pe 2 la un punct în spatele Farului Constanța. Vedem, are 4 victorii în acest play-out, 2 egaluri și 3 înfrângeri. Să mergem să analizăm mai în detaliu. Vedem, Mutu este în continuare acolo pe bancă, același 4-3-3 cu care evoluează Rapidul în acest moment. Și hai să mergem să luăm toate rezultatele pas cu pas. Câștigă primul meci cu UTA 3-1 pe Giulești, după se impune la Dinamo 1-0, câștigă 3-0 cu Clinceni, așadar un debut de play-out destul de bun, 3 victorii consecutive, însă după pierde acasă cu Faro Constanța, doar 2-2 la Mioveri, pierde la Sepsi 1-3, câștigă cu Chindia 3-0 în Giulești, doar 1-1 cu FCU Craiova și pierde ultimul match cu Gaz Metan Mediaș. Mă opri pentru o secundă pentru că avem aici un play-off pentru Europa. Așadar, duce Mutu în acest moment echipa într-un play-off pentru Europa. Probabil vom juca cu Faro Constanța, dacă nu mă înșel eu, sau chiar nu știu cum funcționează acest lucru, dar poate o duce Rapidul în Europa Adi Mutu. E bine, nu schimbă foarte, foarte mult Rapidulețul Mutu, nu se schimbă rezultatele foarte, foarte mult. În continuare suferim, în continuare rezultatele sunt destul de slăbuțe, destul de contradictorii. Reușim victorii, după nu mai jucăm nimic. Vedem aici, reușisem să plecăm cu 3 victorii în play-off, după urmează 3 meciuri fără victorie, mai câștigăm un meci, după urmează iar alte 2 meciuri foarte slăbuțe, foarte inconstanți. Cu acestea fiind spuse, hai să mergem la finalul sezonului următor, așadar îi vom acorda lui Mutu un sezon întreg, așa cum va avea și în realitate sezonul 2022-2023, un contract pe care probabil îl va duce la capăt Adi Mutu. Hai să simulăm și să vedem dacă reușește rezultate mai bune în sezonul 2 Adi Mutu pe banca Rapidului. Suntem pe 15 mai 2023, și se încheie campionatul în Liga 1. Vedem din start, Rapidul nu este nici măcar în play-off, ceea ce mă îngrijorează. Craiova reușește să câștige campionatul la egalitate de puncte cu CFR Cluj. Wow, se face diferența aici la meciurile directe. Pe 3 FCSB, 4 Faru, 5 Sepsi, UTA pe 6. Iar Rapidul, ba chiar mai mult, scade față de sezonul trecut. Termină pe locul 3 în play-out. Fără probleme la retrogradare, însă e clar, cu toții ne așteptăm la mai mult. Să vedem cum arată tactica, același 4-3-3. Vedem, a făcut și ceva transferuri Rapidulețul. Vedem, apare acolo Ciubotariu în primul 11, Ivanov la mijloc, două transferuri destul de interesante. Ciubotariu a dus împrumut cu siguranță. Ce mă interesează și vreau să văd ce a făcut Rapidul în acel play-off. Reușește să câștige 3-0 pe play-off-ul cu Faro Constanța și câștigă și meciul cu Voluntari, finala play-off-ului, și astfel Rapidul a jucat în Europa în acest sezon. Wow, asta e un lucru foarte, foarte interesant. A jucat în Conference League, Rapidul pierde acasă cu Hapoel Perșeva 1-2 și la retur doar 1-1 și părăsește imediat trupa lui Mutu Europa. Păcat că nu a reușit să ducă echipa mult mai mult în Europa și părăsește imediat această competiție.
Așadar, un lucru este sigur, probabil vom vedea o schimbare de sistem la Rapid. Cu siguranță se va juca acest 4-3-3 odată cu venirea lui Mutu. Ne-am uitat, hai să mă uit să văd ce a făcut în cupă. Pierde în sferturi cu UTA Arad 0-3, așadar nu reușește să câștige vreo competiție a Dimutu, însă a reușit până la urmă să ne ducă în Europa în urma acelui play-off. Dar avem un sezon foarte convingător, nici în sezonul 2 cu el pe bancă. Cam acesta a fost acest experiment. Nu este unul foarte reușit. Era de așteptat, nu mă aștept la schimbări foarte, foarte mari la Rapid. Acum depinde foarte mult ceea ce se va întâmpla în realitate, depinde ce jucători vor fi aduși în realitate, depinde foarte mult ce transferuri vom face în vară și cum va arăta Rapidulețul din punct de vedere al jucătorilor în sezonul viitor. Însă sper eu ca Mutu să nu prindă vara pe banca Rapidului, sper eu ca acesta să fie dat afară după cele 8 meciuri din play-out și să aducem un alt antrenor. E bine, încheiem aici acest experiment, prieteni, a fost unul foarte, foarte scurt. Am vrut să văd ceea ce va reuși Adi Mutu în următoarea perioadă la Rapid, ceea ce va reuși pe durata contractului și se încheie aici acest video. Mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, v-am pupat!